filmam firele alea de acolo. Că bun, sunt așa... Filmați? Da, da, da. De ce ai interzis? Cheamă... Dați-mi. Ce-ți dau? Buletinul. Să-ți dau buletinul? Dați-mi buletinul. Ah, Saiu Marian. Cum? Saiu Marian. Dați-mi buletinul, vă rog. Nu, la mine. Uitați-vă un pic aici. Da, da, HG585, articolul 105, da? Da, 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 da. Ați venit în sediu. Și articolul 17 ce spune? Ce prostii vorbește polițistul. Articolul 17 ce spune, domnule? Ce spune? Pentru ce momentiv v-ați venit la poliție, domnule? Am treabă. Vă rog să-mi prezentați și mie un document. Ți-am spus Saiu Marian. Vă rog să-mi prezentați un document. Omul ăsta vorbește mai prostii. Saiu Marian, CNP 1810613134. Ce prostii vorbește domnul. Neferul e 402. Uite tural, uite tural ce tu pe oare. Păi omule, da. Azi 585, articolul 105, spune? Deci vă... Articolul 117, deci, citește, omule. Folosirea telefonului. Citește în... articolul 117. Deci vă rog frumos, uitați-vă un pic aici, asta nu le pun eu. Păi omule, 115 am înțeles-o. Domnul, omule cu mine, domnule cu mine. Bine măi, domnule. Da. Ți-am spus, frumos, știu. Uitați-vă un pic aici. Uite-mă ce prostii vorbește. Da. Băi, omule, tu că sus pe scări. Uitați-vă și acolo. Băi, ce zona administrativă. Băi, deșteptule, e zona administrativă aici. Ce spune asta? Băi, zona administrativă. Aici e zona administrativă. Pleacă mă fugi, bă, de aici. Nu înțelegi că articolul 117, băi, omule, articolul. Nu vorbi peste mine. Domnule, vorbi, nu vorbi. Băi, este articolul 105. Citește-l. Uitați-vă pe ce spune. Este... Da? Ai legea 190 în atribuție? Asta e. Ai legea... Domnule, uitați-vă la asta. M-am uitat, măi, omule, că-l văd peste tot. Ai legea 218 în atribuție? Spuneți-mi cum vă numiți. Saiu Marian, ți-am mai spus. Ai legea 218 în atribuție? Ți-am zis, da. Dă-mi amendă, hai că zic că ți-am zis. Nu ți-ar fi puțină rușină, polițistule? Domnul Saiu Marian... S-A-I-O-C. Saiu. Saiu, da, zic că te filmează. A venit cu... Obraznicule. Adică așa vreau. Da, așa vreau eu, spune că așa vreau eu. Să rămână doamnă, stați doamnă, să le rezolv cu omul. Nu știu, că acum are... Nu vedeți și obraznic, spune-mi articolul 105. Băi, articolul 17, ți-am spus să-l citești. Da, 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 o să fac să verific acum. Mă verifici tu pe mine. Stați doamnă, termin cu dânsul. Că sunt niște lucruri aici care... Te deranjează că te filmezi, stai în gând. Du-te acasă, omule, du-te acasă. Ia, spune că are dreptul, e așa, am chemat... Iau, la ea. Chemă-mă poliția, mă, când am dreptul. Spune-mi o lege când am dreptul. Doamne, no, articolul 117 spune că am dreptul să filmez în spațiile neadministrative. Aici e un spațiu neadministrativ unde sunt eu acum. Și domnul Drugă. Lăsați, domnule, puneți-vă geamul și fumurii, lăsați că știm astea. Ok. Da, stai să termin cu dânsul, că m-am urlat aiurea. S-A-I-O-C, Saioc Maria. Stimată instanță, rog să consemneze că aici nu este o zonă administrativă. HG585, articolul 117 spune așa. Că cetățenii care au depus reclamații sau sesizări vor fi primiți în spațiile neadministrative. Dispeceratul. Zona dispeceratului, omule, dar spații neadministrative, atenție. Sunați, filmați către dispecerat. Păi da? Și care e problema, domnule? Puneți geamul de fumării. Eu urmă la el, n-am voie să filmez aici. Puneți geamul de fumării. Ce, cu ce problemă ați venit? Uite, știi, domnule. Am să fiu aici, doamne. Deci, doamnă, haideți că vă explic eu. Ce nu știe domnul, ce vă spun eu. Stați mai puțin. Zona aceasta este un hol al secției care nu este spațiu administrativ. Tocmai de aici avem și camere. Corect. Aici puteți să filmați. Corect. Aici am filmat, doamnă. Doamnă, eu filmez de la început. Știu, doamnă. Asta e că sunt date certificatele ori. Unde, doamnă? Unde? Certificatele ori. S-ar să simi clasa 1, clasa 2. Unde este reglementat pe sticla asta? Spuneți-mi aici. Stimată instanță, rog să consemneze. Nu există niciun fel de... Spuneți, doamnă, dumneavoastră, unde scrie aici? Certificate ori, clasa 1, clasa 2. Zona administrativă. Doamna aici, doamnă. Doamna aici, spuneți-mi și mie cetățeanul când vine, că eu ce vorbesc? Aici vreau să vă și eu. Doamna, nu-i... Arătați și mie aici că scrie zona administrativă, clasă 1, clasă 2, sau măcar certificat ORNIS. Unde? După cum știe. Este pe zona, este pe ușa de la ușa. Lăsați ușa, care ușa? Haideți să vedem împreună. Putem să intrăm? Nu, uitați. Nu, aici nu. Uitați, oameni buni, vedeți? Ca să înțelegeți, unde fac ei abuzuri. Aici n-am voie. 13-6-1981. Uite mă, omule, acolo n-am voie. Dar nu aici, unde stai cu cetățeanul de vorbă. Te trezi dumneata acasă pe moșia dumitare, să-ți fie de rușine, că faci poliția română de râs. Okay, după ce da. Telefonul, eu vin, cunosc reglementările, HG55, articolul 105, după ușa asta sau sus la etaj, dar nu în hol, doamnă, să nu vorbească prostii. Okay, da. Okay. În hol nu, doamnă, în hol nu. Eu n-am nicio vină că dumneavoastră nu aveți geamul fumurie aici. Nu am băgat telefonul dincolo. Da. Doamne, eu scuz, la dânsul a început. Eu m-am legat de fire și spuneam la oameni, zic, uitați-mă, două fire dezlegate. Da, într-adevăr, avem câteva probleme. Știu, nu-i problemă, cu urmează să vi le aduc la cunoștință. Da. Și zic, uitați, două fire dezlegate și tu se bagă cu mine în seamă că de ce filmez aici. Nu, într-adevăr, aici aveți
Bun, eu o să închid telefonul. O să închid telefonul ca să vorbesc. Explicați domnului că am tot dreptul să filmez în spațiu neadministrativ conform articolului, doamnă, 117. Nu-i specificat, uitați-vă. Uitați-vă, oameni buni aici. Amendă 50 de lei. Conform articolului 105 din HG 585 din 2002. Dar ei nu spune că articolul 117 îți permite să filmezi în zonele neadministrative cum ar fi acest hol. Înțelegeți? De-aia vrem să-i trimitem la pensie, de-aia vrem să-i trimitem acasă.